Uniunea Europeană a transferat Republicii Moldova 70 de milioane de euro sub formă de suport bugetar nerambursabil destinat Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Potrivit delegației UE la Chișinău, banii vor fi folosiți pentru plata compensațiilor la factura pentru energia persoanelor vulnerabile. Tranșa de 70 de milioane de euro debursată face parte din suportul bugetar de 105 de milioane de euro anunțat de președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen în cadrul vizitei sale la Chișinău în luna octombrie. Amintim că guvernul a stabilit 7 categorii de vulnerabilitate. Este vorba de categorie de vulnerabilitate extremă, foarte ridicată, ridicată, medie, scăzută, primară și fără vulnerabilitate. Totodată, autoritățile susțin că prin mecanismul de vulnerabilitate energetică din acest an s-a încercat ca 80% din gospodării să aibă parte de compensații. Potrivit guvernului, în acest an, pentru compensații la energie în perioada rece a anului, vor fi alocate aproape 2,8 miliarde de lei. Suma va acoperi atât compensațiile în factură, cât și cele sub formă de plată monetară, în valoare de 800 de lei per gospodărie.